Se știe de la bun început că obiectivul proaspăt înființată echipe de fotbal CSM Câmpina este acela de a promova în fiecare an într-o divizie superioară, sau cel puțin să încerce. După o serie de partide în care jucătorii câmpineni au reușit să câștige la pas, a venit rândul meciului de acasă, în compania celor de la Tinerețea Poiana Trestiei, meci pe care jucătorii lui Virgil Guran l-au câștigat cu 4-0. Și cu toate acestea, la final, principalul sponsor al echipei s-a arătat total nemulțumit de modul în care câmpinenii au tratat meciul, mai ales că acum sunt pe locul întâi în clasament. De scor, să spunem, da, de joc nu. A doua repriză am ratat incredibil zeci de ocazii. Noi încercăm să construim ceva cu niște copii pe care vrem să-i facem profesioniști. A doua repriză n-au demonstrat că sunt profesioniști. A doua repriză au demonstrat că se comportă ca români în general. La 4-0 nu mai jucăm nimic. De asta nu facem nimic în sport în momentul de față. De asta nu mai facem nimic în țară, pentru că nu avem ambiția de a demonstra că suntem buni și să mergem așa cum merg nemții până la capăt, indiferent ce se întâmplă. Scorul de 4-0 ar trebui să spună multe, însă pentru sponsor cuvântul de bază a fost dezamăgire, având în vedere că în alte partide s-a ajuns și până la 12-0. Trebuie să rămânem pe locul întâi și să promovăm și să continuăm această pregătire, să vedem, poate mai aducem un jucător doi în vară și așa cum ne-am propus în fiecare an să promovăm, dar să promovăm corect și cinstit. Deci tocmai de asta puteam să luăm un loc mai sus, într-o serie mai sus, dar nu este cazul. Noi trebuie să ne ridicăm ușor și să construim ceva normal și real, așa cum trebuie construit în România, luat de la zero unde suntem să construim ceva, că altfel nu se va întâmpla nimic bun. Următoarea partidă se va desfășura în deplasare la Avântul Măgureni, meci pe care câmpinenii trebuie să-l câștige dacă vor să-și consolideze poziția de lider.